Bună seara și bine v-am regăsit la monitor. Sunt Diana Brădean, iar pentru început, haideți să vedem care sunt câteva dintre titlurile ediției. Prin procurorul parchetului de pe lângă judecătoria Arad, Flavius Kiș a decedat într-un accident de circulație pe autostradă în Slovenia. Apa izvoarelor aflate pe teritoriul Devei nu este bună de băut. Anchetă la Spitalul de Pediatrie din Pitești, după ce un medic a gustat din ceaiul bolnavilor și aproape i s-a făcut rău. Prin procurorul parchetului de pe lângă judecătoria Arad, Flavius Kiș a decedat într-un accident de mașină pe autostradă în Slovenia. Împreună cu procurorul în mașină se mai aflau soția acestuia, băiatul lor de 5 ani și soacra procurorului în vârstă de 60 de ani. Flavius Kiș se îndrepta cu familia spre Italia, acolo unde urma să-și petreacă vacanța. Poliția slovenă nu l-a găsit încă pe șoferul de camion în vârstă de 51 de ani, care a fost ieri implicat în uciderea familiei procurorului Florin Kiș și accidentarea familiei Dogariu pe autostrada care duce spre litoralul italian. 4 cetățeni români și-au pierdut viața în carnagiu după ce cisterna a urcat pur și simplu pe mașina procurorului arădean, care staționa pe banda pentru vehiculele lente. Deci nu pe banda de avare, așa cum au fost primele informații. Mașina era oprită, se pare, din cauza unor lucrări la carosabil, iar camionul nu a frânat la timp și a strivit-o. Potrivit poliției din Ljubljana, citată de ziarul Večer, șoferul conducea camionul cu viteză excesivă și el a fost cel care a provocat accidentul tragic. Se pare că și el s-a accidentat serios la piciorul stâng, potrivit martorilor oculari. Poliția da publicității și semnalmentele sale. Fața rotundă, poartă ochelari, este nebarbierit, păr scurt, închis la culoare. Purta o cămașă gri cu mânecă scurtă, pantaloni albaștri și papuci de casă. Purtătoarea de cuvânt a poliției din Ljubljana a anunțat că poliția slovenă l-a dat în urmărire generală și internațională. Accidentul tragic a avut loc luni, în jurul orei 11:30. Poliția a descoperit că accidentul ar fi fost cauzat de viteza necorespunzătoare. Vehiculul cisternă nu s-a oprit la bariera fixată pe șosea din cauza lucrărilor rutiere. Mașina arădenilor, o Dacia Logan, a fost strivită din spate de cabina cisternei. Camionul a frânat prea târziu și din cauza vitezei mari a strivit autoturismul staționat în fața sa. Loganul condus de Kiș a fost prins între cisternă și mașina din față și zdrobit, devenind un morman de fiare. A fost împins câțiva metri pe un rampleu stâncos și presat de malul de piatră al șoselei. Ocupanții Loganului nu au avut practic nicio șansă să scape cu viață. A fost un accident în lanț. Dacia Logan a fost prinsă între cisternă și un Volkswagen Golf condus de un arădean în vârstă de 51 de ani, rănit și el împreună cu soția sa, directoare la finanțe în accident. A mai fost avariat un autoturism Audi A6 care staționa pe cealaltă bandă și era condus de un cetățean în vârstă de 45 de ani din Germania. În accident și-a pierdut viața șoferul mașinii Dacia și toți pasagerii din autoturism, soția sa de 34 de ani, o femeie de 60 de ani și un băiat de 5 ani. Leziuni au suferit șoferul Golfului și soția sa. Apa izvoarelor aflate pe teritoriul Devei nu este bună de băut. Acest lucru ar trebui deja să fie știut de toată lumea, mai ales că reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Hunedoara au anunțat nu odată că apa nu este potabilă. Mai mult decât atât, reprezentanții primăriei municipiului Reședință de Județ au montat plăcuțe care specifică acest lucru, numai că acestea au fost date jos, cel mai probabil, de oamenii rău intenționați. Cele care sunt pe teritoriul municipiului Deva sunt clar nepotabile. Primăria municipiului Deva lua legătura cu noi în fiecare an și în acest an. Clar ne-au anunțat că au pus plăcuțe avertizoare, dar ca în orice loc din acest județ, plăcuțele avertizoare, adică apă nepotabilă, au o viață foarte scurtă. Chiar dacă rezultatele analizelor arată că apa izvoarelor nu este bună de băut, foarte mulți localnici o consumă în continuare, în detrimentul celei de la robinet. De aceea, reprezentanții primăriei spun că vor demara și o campanie de conștientizare a cetățenilor. În urma analizelor primite de la Direcția de Sănătate Publică s-a dovedit că apa nu este potabilă. Am instalat plăcuțe avertizoare, dar acestea au dispărut, au fost vandalizate, au fost furate, nu știm ce s-a întâmplat cu ele pentru că nu putem să fim zilnic acolo să urmărim
să vedem cine are interesul să le distrugă. Vom încerca să facem, să ducem și cumva o muncă de lămurire, să facem o campanie de prevenire, să reinstalăm aceste plăcuțe avertizoare și sperăm că vor rezista mai multă vreme pentru ca oamenii să se obișnuiască și să nu mai consume din această apă. Îmi place apa de izvor, obișnuită, trăită tot timpul cu această apă de izvor și naturală. Mi-o place, mă simt bine. Deci n-ați avut probleme din cauza apă? Nu, deocamdată nu. De cât timp luați apă de aici? Păi, ce să vă zic, acum mai recent, de vreo 5 ani nu am mai luat apă, să zic, consecutiv. Dar înainte, tot de aici beam apă. Nu consum așa ceva. Consum de la... De la magazin sau robinet. Apa izvoarelor din Deva a fost declarată nepotabilă în urma unei analize microbiologice făcute de Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, iar medicii spun că cei care o consumă riscă să se îmbolnăvească. Dacă există și contaminare chimică, mai ales dacă avem un conținut mare de nitrați, acest lucru reprezintă un risc, mai ales pentru noi născuții, care sunt hrăniți cu lapte praf resuspendat în apă care are o încărcătură foarte mare de nitrați. Poate să apară intoxicația cu nitrața nou-născuților, acea boală albastră a nou-născuților. Așadar, cel mai bine este să ascultați sfatul medicilor și să aveți grijă de unde beți apă. Accident teribil provocat de un tânăr de 23 de ani din Mehedinți. Un bărbat și nepotul lui de 5 ani au fost loviți în timp ce mergeau cu bicicletele. Martorii spun că șoferul făcea liniuțe cu un altul, iar ambele mașini au intrat în derapaj. Bărbatul a murit, iar copilul este în stare gravă. Bărbatul și nepotul lui în vârstă de 5 ani se întorceau de la magazin cu bicicleta. Mergeau regulamentar pe marginea drumului când, din spate, au fost izbiți violent de o mașină. Șoferul a derapat în timp ce se întrecea, spun martorii, cu un altul pe șosea. Auzirea m-a bubuit, doar văzură mașină de polia, nu știu. Nu știu ce se întâmplă. Dar am scris că bubuit rău. Auzirea m-a bubuit, doar văzură mașină de polia, nu știu, domnule, care cum venire și astea. Nu știu care cum venire și astea. Un bărbat a plecat la spital, nu știu dacă e viu sau mort, dar l-a luat. În care mașină era? În nicio mașină, venea cu bicicleta dincolo. Deci l-au luat de pe margine pe viață. Da, pe om l-a luat de margine și l-au dus până încolo sub mașină. Și un copil a picat din mașină și l-a luat la spital. De pe bicicletă plecă copilul, pică, căzut aici. S-o fi lovit cu capul de poartă, copilul, de caldărâm. Copilul, da, s-a lovit de cement. Bătrânul a fost găsit strivit sub o mașină, iar medicii sosiți la fața locului nu i-au mai putut fi de niciun folos. Un accident de circulație, de fapt, nu pot să spun sigur că era doar de circulație dacă nu era un raliu acolo. Pacientul era în stop cardiorespirator. Polițiștii spun că șoferul de 23 de ani a depășit pe partea dreaptă și a croșat o altă mașină care era condusă de un șofer începător. Înțelesem că s-a făcut concurs, ăștia a făcut concurs acela. Păi nevinovăți că au înțeles de el merse pe partea asta din coace, dar ce că s-a făcut un concurs între ei. Copilul a fost dus la spital de o mașină care trecea în zonă. El a fost opus unor investigații chirurgicale, iar medicii se luptă să-i salveze viața. Au început înscrierile la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Vedem condițiile de admitere imediat în monitor. Astăzi vremea a devenit în general instabilă în nordul și centrul țării, dar și zonele de deal și munte, unde cerul a avut înnorări și local au căzut averse însoțite de descărcări electrice. În restul teritoriului au fost înnorări temporare, iar fenomenele specifice instabilității atmosferice și-au făcut apariția pe arii restrânse ziua. La noapte, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, care vor lua și aspect de vijelie și pe arii restrânse căderi de grindină. Au început înscrierile la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Încă din prima zi, interesul a fost ridicat atât pentru locurile la studii de licență, cât și la cele pentru master și doctorat. Explicația constă în diversitatea ofertei, cât și în taxele de școlarizare, care fac din Universitatea Arădeană una extrem de atractivă. Luni au început la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad înscrierile pentru noul an universitar pentru studiile de licență, master și doctorat.
Au început deja admiterile în toate universitățile din România și, desigur, și la Universitatea Aurel Vlaicu. Ieri a fost prima zi de admitere, s-au înscris 76 de absolvenți din acest an, precum și din anii precedenți, atât la licență cât și la master. Înscrierea la școala doctorală se face până în septembrie, la sfârșitul lui septembrie va fi și colocviu de admitere pentru școala doctorală pe filologie și teologie. Pentru noi admiterea reprezintă momentul cel mai important al anului, este momentul adevărului, momentul în care înțelegem care este starea, să zic, universității noastre, cum se raportează ceilalți la noi. Admiterea la Universitatea Aurel Vlaicu a început de ieri. Deja am avut înscrieri din studenții, dintre absolvenții din promoțiile trecute, dar și dintre absolvenții din promoția 2015. Ca și un element de noutate în acest an, avem înscrierea online, studenții se pot înscrie de acasă, nu mai trebuie să se deplaseze la universitate, decât după ce au fost declarat admiși, în termen de 3 zile ei trebuie să-și ducă actele la universitate și eventual să se intereseze care sunt următorii pași pe care trebuie să-i facă. Eu zic că oferta educațională este generoasă, 34 specializări de licență și 22 de programe de master, spuneam și școlile doctorale, de la inginerii la științe umaniste, de la științele educației, psihologie, științele administrative, la științe economice, de la inginerie mecanică la inginerie alimentară, informatică nu în ultimul rând, informatică în engleză. Deci observați o paletă foarte, foarte largă, așa încât invităm pe absolvenții de anul acesta, precum și pe absolvenții de anii precedenți, să vină spre Universitatea Aurel Vlaicu. În prima zi s-au înscris aproximativ 80 de candidați pentru studiile de licență și master și, de asemenea, au existat solicitări de informații și pentru studiile de doctorat. Accident cu 3 victime în satul Merișor din județul Hunedoara. Un șofer din Vâlcea a intrat într-un autoturism în care erau un bărbat alături de soția și fiica sa. Cele 3 persoane au rămas încarcerate în mașina care a devenit un morman de fiare. Fetiței i s-a acordat primul ajutor în ambulanță, iar plânsetele ei nu au dus-o pe mama alături pentru a-i alina suferința. Mama nu-i putea fi alături deoarece și ea era rănită. Se pare că de vine ar fi fost carosabilul pe care era ulei și ca urmare asfaltul s-a transformat într-un adevărat patinoar. Deși a fost mai dificil pentru echipele de salvare, nu i-a împiedicat în a acționa cu rapiditate. Am intrat unde era pagina acolo de sus, de la poliție, de unde e mașina poliției. Am intrat în stânga, am intrat în dreapta, înapoi, în stânga, a luat-o cu mine târâși și până am trezit în el. Credeți că este cauza pentru care s-a ajuns aici? Nu mai știu ce să mai spun. Ud, și văd că e și ceva ulei pe asfalt, nu știu, din ce o fi, de unde o fi. Deci uleiul nu a rezultat în urma accidentului? Nu, că aici e accidentul, uleiul pe acolo mai sus. Înțelegi. Sunteți rănit? Sunt tot la mână, nu. Și... O localnică a fost îngrozită de ceea ce s-a întâmplat, chiar dacă astfel de evenimente nefericite au loc extrem de des. Eu în zonă stau aici. Da, și se întâmplă des accidente pe aici. Da, aici se întâmplă. Derapează aici, în curba asta, e periculoasă. Și derapează. Se întâmplă accidente peste. Polițiști alături de pompieri, dar și de 2 ambulanțe și un echipaj smurt și-au antrenat forțele în salvarea vieților victimelor, dar și a fluidizării traficului, care s-a desfășurat mai bine de o oră pe un singur sens. Victimele au fost transportate la Spitalul de Urgență Petroșani. Pe urmele șoferului vinovat se va întocmi un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Anchetă la Spitalul de Pediatrie din Pitești după ce un medic a gustat din ceaiul bolnavilor și aproape i s-a făcut rău. Băutura ar fi conținut o substanță toxică. Ceaiul urma să ajungă la copiii internați. Spitalul, Direcția de Sănătate Publică și Poliția au deschis anchete în acest caz.
Aproximativ 200 de copii ar fi trebuit să primească ceaiul la micul dejun. Medicul de gardă a cerut bucătăresei un ceai, iar după ce a băut prima gură, a simțit arsuri în piept. A chemat asistenta care a gustat și ea, iar senzația a fost aceea. Medicul de gardă, dr. Nicolae, a sesizat la ceaiul ca să se va copilul un gust neplăcut, cu miros înțepător, cu tulbure. După ce a gustat și a dat seama că are arsuri retrosternale și, spre norocul nostru, dacă se poate numi așa, au asistat distribuirea ceaiului la bolnavi. Directorul unității medicale a deschis imediat o anchetă internă și a informat Direcția de Sănătate Publică. Ceaiul cu pricina a fost sigilat și trimis pentru analize toxicologică la Institutul Mina Minovici. Și cu măsurile de rigoare. Cine a greșit, va plăti. Deci medicul ne-a spus că are gustul și mirosul, un miros specific. Și s-a luat hotărârea, atât de către conducerea spitalului, cât și de Direcția de Sănătate Publică, să fie sesizată poliția și să se facă o probă toxicologică. Și poliția a deschis o anchetă în acest caz. Pământul se mișcă din nou la izvoarele în județul Galați, iar oamenii sunt îngroziți. Acum, după două nopți, un cutremur puternic i-a trezit din somn. Localnicii abia se liniștiseră după ce, în urmă cu 2 ani, peste 300 de cutremure s-au produs în zonă, iar oamenii de știință nu au găsit un răspuns plauzibil. Acum sătenii trăiesc cu spaima că vor trece din nou prin momentele de groază din 2013. O bubuitor sau de un huit și după aia face pereți așa. Ia uitați cum a crăpat, ia uitați cum crapă. Din nou capă, din nou capă. Întreaga comunitate este în alertă. Mulți dintre oameni abia au terminat de renovat casele afectate de sutele de cutremure de acum 2 ani. În urmă cu 2 nopți, un nou seism s-a produs însă, iar pereții locuințelor au crăpat. Doamne, Maica Domnului, este asta, e ceva de groază. Dar eu am zis că se scufund casă. Așa o dă, bum! A bubuit din pământ și s-a dus un ecou în sus, așa. A fost o zgălțeială zdravă. Oamenii sunt supărați pentru că locuințele li se strică din nou. Crap. Și am fundație, am centură, dar tot crap. Săteanul din imagine abia și-a ridicat casa și spune că nu va continua lucrările până ce pământul nu se va liniști. Aici sunt născut, am 78 de ani. Nu există cutremur, că nu-i cutremur, cutremur. Dar nu el, de oară în oară, bază, prostii să iasă țețeaie deasupra. Numai stondele a stricat toată izvoarea, cel puțin izvoarea. Și autoritățile locale sunt în alertă. O bubuitură puternică, amintindu-ne de fatidicul 2013, anul care a creat atâtea probleme izvorânilor. Suntem din momentul acesta pe cai, cum se spune, în sensul că vom monitoriza. În zonă sunt așteptați specialiști care vor monta echipamente de monitorizare permanentă a mișcărilor pământului. Școala de vară a tinerilor arădeni, ajunsă anul acesta la cea de-a patra ediție, promovează cultura și tradiția orașului de pe Mureș, încercând să-i familiarizeze pe copii, încă de mici, cu orașul în care trăiesc. Desfășurată pe parcursul a 4 săptămâni, școala de vară a propus activități precum drumeții prin județul Arad, jocuri de imaginație prin matematică, ateliere de lucru, ateliere de folclor, tradiție și identitate arădeană. De asemenea, cei mici pot participa la orele de legende și povestiri, la atelierele de dezvoltare personală, desen și jocuri. Pentru prima săptămână pe care am încheiat-o vineri, pot să vă spun că am avut mai multe activități de mare succes. Unele dintre ele au fost conduse chiar de către părinți. Am avut, de exemplu, pâinea noastră cea de toate zilele, un atelier de mare succes, unde copilașii au învățat să coacă pâine și să o deguste, să se bucure de roadele muncilor. Am avut la finalul primei săptămâni cam peste 70 de copii participanți. E vorba în principal de elevii școlii noastre, dar și de elevi din comunitatea locală. Activitățile au scopul de a ajuta pe copii să-și dezvolte abilitățile de comunicare prin apartenența la un grup, dar și de a realiza activități creative pe perioada vacanței. Noi am venit la școala de vară pentru ca să învățăm să dansăm folclor, ca să ne distrăm împreună cu alți colegi și să-i ajutăm să ducă tradiția mai departe. Tu de ce ai venit la școala de vară? Pentru că e distractiv și aș vrea să continui acest dans, pentru că
Îmi place și învăț cât mai multe aici la școala de vară. Mă rog, mă ajută foarte mult, deoarece este o materie foarte importantă, se folosește cam în fiecare zi, peste tot, și mi se pare chiar interesant ceea ce facem aici. Facem exerciții pentru inteligență, ne folosim foarte mult inteligența, se folosesc foarte mult acest gen de exerciții, se folosește pentru testele de inteligență și îți dezvoltă foarte mult gândirea. Să vii la școala de vară, ce înveți aici? Diferite lucruri. Ce ai făcut până acum? Băi, am făcut matematică distractivă până acum. Am făcut ceva din triunghiuri și pătrate. Din hârtie am făcut avion, tangram. Pentru că în ceilalți ani evenimentul a fost un real succes, organizatorii au modificat strategia de înscrieri. Astfel, cei care nu au reușit să se înscrie înainte de vacanță o pot face și de acum înainte. Listele sunt deschise în continuare pentru cei care doresc să participe la acțiuni în săptămânile următoare. La Caransebeș a fost vernisată a treia ediție a taberei de sculptură în Andezit. Este de fapt a 13-a ediție a simpozionului internațional organizat în municipiul de pe Timiș și Sebeș. 11 opere de artă realizate de sculptori din China, Germania, Spania, Argentina, Cuba, Palestina, India, Ucraina, Italia și România au fost realizate de artiști și vor spori zestrea patrimoniului cultural al Caransebeșului. Fiecare din cei 11 artiști au adus cu ei și o parte din zestrea culturală a locului din care au venit. Organizatorii spun că este una dintre cele mai reușite ediții a simpozionului internațional de sculptură. Andezitul este o rocă puternică, dură, care se lucrează greu, nu fără probleme tehnice, însă ele s-au rezolvat pe parcursul taberei de sculptură. Artiștii veniți de pe trei continente s-au îndrăgostit de Caransebeș, de România, de peisaje, de oameni și au promis că vor reveni aici. Simpozionul organizat este un pas înainte pentru a se realiza ceea ce municipalitatea și-a propus acum 13 ani, câte un ciclu de 33 de sculpturi. De altfel, Caransebeșul este singurul oraș din România care are 33 de sculpturi din lemn, 33 din marmură din acest an și va avea și 33 de monumente din Andezid. Curatorul simpozionului este renumitul critic de artă Pavel Șușară. Da, a trecut repede o lună, ca și ieri a fost. Am lucrat frumos. Am avut și timp bun, au fost câteva zile cu ploaie, dar ne-a prins bine, că atunci am lucrat din greu și ne-am încălzit lucrând. S-a terminat cu bine, am făcut lucrări frumoase, zic eu. Acum lumea sau dumneavoastră va decide la cine place sau nu. Îmbrățișăm orice imagine vrem sau orice loc unde am vrea să mergem sau să-l gândim sau să-l trăim. Cam asta e în puține cuvinte. Dar fiecare, dacă poate ajunge acolo sau nu, e de văzut. Numai că eu așa îmi imaginez. În lucrarea asta lucrez cu volumele, e un echilibru între volume, linia, care este foarte importantă în sculptură, în desen și în natură. Este totul. Acum este un moment important pentru că municipiul Caransebeș are 100 de sculpturi. O cifră frumoasă, o cifră care întregește efortul nostru de mulți ani, astfel încât putem să spunem că municipiul Caransebeș este amplasat pe o hartă culturală, fiind un reper important pentru toți cei care iubesc harta, toți cei care iubesc arta, cultura și frumosul. În altă ordine de idei pot să spun că nu ne vom opri aici, vom continua cu un simpozion în travertin, vom primi cadou peste 10 opere de artă. Ultima ediție de Andezit a simpozionului internațional din Caransebeș. O ediție care o consider eu personal cea mai bună prin calitatea lucrărilor și prin valoarea artiștilor care au venit în această ediție. Sigur, așa cum domnul primar spunea, și eu îmi doresc, fiind visul meu sau visul vieții mele, să realizăm acest parc împreună cu Muzeul de Artă Modernă. Va fi punctul cel mai important din România în ceea ce privește arta plastică contemporană.
Ingeniozitatea a doi studenți clujeni aduce mașina viitorului și în România. Vorbim despre o rulotă care poate merge atât pe uscat cât și pe apă. Proiectul autovehiculului amfibie a început ca un experiment distractiv, dar s-a transformat apoi într-unul științific. Cei doi și-au realizat și lucrarea de licență pe baza acestuia și nu exclud ca într-un viitor apropiat să pună bazele unei afaceri cu rulote minune. Rulota amfibie are un dispozitiv de a-și reduce gabaritul prin acest sistem de flotoare rabatabile, care în timpul rulării pe șosea sunt ridicate. În momentul în care dorim să circulăm pe apă, putem să rabatăm aceste flotoare, iar acestea asigură stabilitatea pe apă. Ovidiu a absolvit de curând Facultatea de Construcții de Mașini din Cluj. În urmă cu 2 ani, împreună cu o colegă, a început să lucreze la un autovehicul minune. A fost nevoie de multă muncă, dar și un spațiu generos pentru ca cei doi să-și transforme ideea în realitate. Întregul proces de realizare a rulotei multifuncționale a fost realizat în curtea casei. Cel mai important a fost să putem proiecta acest proiect încât să-l putem executa în curte. Cu matrițe și cu dispozitive speciale este simplu să execuți anumite piese, dar făcându-le acasă este mult mai dificil și trebuie proiectat în așa măsură încât să fie posibil. Când construiești o mașină care să meargă atât pe apă cât și pe uscat, fiecare detaliu contează, iar calculele trebuie să fie făcute cu precizie elvețiană. Trebuie calcule inginerești foarte exacte ca să nu se încline barca, câte persoane pot merge acolo, care e volumul de apă deslocuit de flotoare, ce structură de rezistență trebuie să aibă barca. Cum proiectul lor a avut succes la examenul de licență, cei doi studenți se gândesc să-l dezvolte pentru lucrarea de disertație. Mai trebuie îmbunătățit în sensul că mobilierul nu este terminat, trebuie terminat și pus frigider, aragaz, toate utilitățile care le are o rulotă normală. Bineînțeles, poate fi îmbunătățit sistemul de rulare pe șosea. Rulota amfibie are o capacitate de 4 persoane, iar realizarea ei a costat 3600 de euro, în condițiile în care studenții au primit o parte dintre materiale de la diferiți sponsori. Tinerii constructori iau în calcul și posibilitatea dezvoltării unei afaceri profitabile pe baza ideilor inedite. Andreea Weiss ne-a pregătit datele despre starea vremii. Să o urmărim! În Oltenia, vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a regiunii. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 34 de grade. În Muntenia, vremea va deveni în general frumoasă și se va încălzi ușor, devenind local călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei se vor încadra între 26 și 33 de grade. În Dobrogea, cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, vântul va sufla slab la moderat, astfel că maximele termice vor fi cuprinse între 26 și 30 de grade, iar minimele între 17 și 22 de grade. În Moldova, vremea se va încălzi ușor față de intervalul precedent, cerul va deveni variabil cu unele înnorări după amiaza și în primele ore ale serii, când izolat în nordul Moldovei, se vor semnala averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 30 de grade. În centrul țării, cerul va fi variabil, temporar noros și pe arii restrânse în cursul zilei se vor semnala averse de ploaie însoțite și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade. În Maramureș, cerul va fi variabil, izolat în cursul după amiezii și al serii, vor cădea ploi cu caracter de aversă însoțite și de descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade. În vestul țării, cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. După amiaza, izolat în zonele de deal, vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 31 de grade. În vara aceasta totul e permis, cel puțin în materie de manicură. Culorile tari sunt la fel de apreciate ca și cele naturale, iar în ceea ce privește modelele e loc pentru cât mai multă inventivitate. Specialiștii sunt pregătiți să satisfacă orice dorință, iar cele mai noi tehnici vă permit să vă puneți până și portretul pe unghii.
culoare și strălucire. Asta trebuie să alegeți pentru o manicură de vară în trend. Iar dacă vreți ceva mai special, le puteți combina cu cele mai noi tehnici apărute în domeniu. Pentru acest sezon de vară, eu recomand cu mare încredere culorile pastelate. De exemplu, cum sunt culorile din colecția pastel la noi sau culorile neon. Bineînțeles că se pot face ușoare degradeuri sau efectul ombre sau curcubeu din diverse nuanțe, însă pot fi purtate și doar o simplă culoare pe toată unghia. Dar având în vedere varietatea de modele, sigur o să renunțați la banalitate. Priviți ce picturi speciale pot fi realizate pe unghii. Pe val sunt tehnicile rusești, pentru care trebuie să aveți însă mai multă răbdare. Pictura Jostovo este preluată din arta tradițională rusească, este adaptată în saloane astfel încât să poată fi pictată cu mare ușurință, cu ajutorul tehnicii și cu ajutorul pensulelor. Un design pe o unghie, să zicem o floare pe unghie, cam 20 de minute. Deși necesită mult timp pentru realizarea lor, modelele complexe sunt extrem de căutate. Folia de transfer, 3 de vintage. Pictura și pictura în general, floristica, fructe, chiar Barbie outfit, de exemplu, adică dantelă, tot ce înseamnă materiale împăturite, dantelate și așa mai departe. Specialiștii spun că în ultima perioadă tot mai multe românce aleg să-și picteze portretul sau fotografii pe unghii. Președintele François Hollande le-a cerut luni francezilor cu ocazia Zilei Naționale să rămână uniți în fața amenințării teroriste și să respingă teama, care este cea mai dură otravă pentru traiul împreună. François Hollande a salutat angajamentul armatei pentru apărarea acestor valori pe teritoriul național, precum și teatrele de operațiuni externe. Un terorism fundamentalist s-a instalat la câteva ore de mers cu avionul de noi. Acesta distruge, asasinează, masacrează, violează în Orientul Mijlociu, Maghreb, în Africa subsahariană, dar și pe teritoriul nostru, a declarat Hollande cu ocazia unei recepții la Ministerul Apărării. În fața acestor agresiuni, a acestor amenințări, țara noastră trebuie să refuze divizarea, pentru că exact asta vor teroriștii, dar și teama, pentru că aceasta ar putea fi cea mai dură otravă din cadrul comunității noastre naționale, a adăugat el, în prezența premierului Manuel Valls și a ministrului apărării Jean-Yves Le Drian. Teama ne-ar determina să abandonăm ce avem mai scump, libertățile noastre, capacitatea de a trăi împreună și respectul nostru, a apreciat șeful statului francez. În fața acestor amenințări trebuie să ne ținem bine, să avem fermitatea necesară, dar și sânge rece, a subliniat el. François Hollande a salutat angajamentul armatei pentru apărarea acestor valori pe teritoriul național, precum și în teatrele de operațiune externe. Amenințarea a atins un nivel care nu are echivalent în istoria noastră recentă și justifică mobilizarea excepțională a armatei noastre, a precizat el, făcând referire la cei 10.000 de soldați mobilizați de urgență pe teritoriul țării după atentatele teroriste din ianuarie. În prezent, 7.000 de militari sunt mobilizați în permanență pentru apărarea locurilor sensibile, în special cele evreiești, în cadrul operațiunii Santinela. Premierul elen Alexis Tsipras are la dispoziție 2 zile pentru a convinge Parlamentul să voteze măsurile de austeritate acceptate la Bruxelles, necesare pentru începerea negocierilor pentru al 3-lea program de susținere financiară. Sub atenția celorlalte 18 guverne din zona euro, Tsipras va depune astăzi în Parlament un proiect care conține majorarea TVA și reducerea pensiilor, măsuri contrare promisiunilor partidului său de guvernământ, Syriza, relatează Bloomberg. Prevederile care urmează să fie votate mâine sunt o precondiție pusă de creditor pentru începerea discuțiilor pentru un nou program de împrumut în valoare de până la 86 de miliarde de euro. Zeci de parlamentari ai Syriza și ai partidului partener de guvernare, grecii independenți, au spus că se vor opune măsurilor, Tsipras fiind nevoit din acest motiv să se bazeze pe opoziție pentru a promova legislația necesară menținerii Greciei în zona euro.
Analiștii avertizează însă că planul înseamnă că grecii vor suporta măsuri de austeritate majore și alte tipuri de reforme care vor fi greu de aplicat și de acceptat de către populație. Odată cu creșterea resentimentelor față de capitularea aproape completă a lui Tsipras în fața cererilor creditorilor la negocierile maraton încheiate luni la Bruxelles, conflictul din cadrul Syriza ar putea conduce la o remaniere a guvernului cel mai devreme în această săptămână. Secretarul Trezoreriei Statelor Unite ale Americii, Jacob J. Lewy, a salutat acordul cu creditorii ca un pas important, dar a spus că angajamentele asumate de partea elenă vor necesita măsuri dificile din partea tuturor părților. El a spus că votul ar putea fi susținut de opoziție, dar nu și de către oameni care îl vor anula prin unitate și luptă. Teheranul și cele 6 puteri mondiale au ajuns marți la un acord privind programul nuclear iranian, au declarat surse iraniene și occidentale, relatează Sky News. Un diplomat iranian a declarat pentru Reuters că Teheranul a primit garanții privind reducerea sancțiunilor internaționale care îi vizează în schimbul limitării programului său nuclear. Miniștrii de externe celor 7 puteri, Marea Britanie, China, Franța, Germania, Rusia și Statele Unite și omologul lor iranian se vor întâlni la Viena la ora locală 11:30 ora României pentru a ratifica acordul, a cărui finalizare a durat luni de zile. Ulterior, ei urmează să susțină o conferință de presă în capitala Austriei pentru a prezenta detaliile. Televiziunea de stat iraniană a relatat că înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Federica Mogherini, și ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, vor citi o declarație comună la prânz. În cazul în care Iranul respinge o cerere de inspecție, o comisie de arbitraj formată din reprezentanți iranieni și ai marilor puteri va decide dacă vizita trebuie permisă sau nu. Analiștii afirmă că lipsa dreptului autonom de a efectua inspecții și ar putea fi criticată de opozanții acordului și i-ar putea oferi Teheranului timp să mușamalizeze eventualele nereguli până la finalizarea vizitei. O concesie făcută de Iran este menținerea sancțiunilor privind rachetele pentru încă 8 ani și a embargoului privind armele pentru 5 ani. În cazul în care Iranul încalcă acordul, este prevăzută o clauză care permite restaurarea sancțiunilor în termen de 65 de zile, potrivit Reuters. Teheranul și marile puteri au participat la negocieri maraton în ultimele 2 săptămâni, la nivel ministerial, pentru a rezolva o dispută veche de 12 ani privind ambițiile nucleare ale Iranului. Sancțiunile impuse Iranului de Occident, inclusiv restricțiile privind vânzările de petrol, au afectat economia țării. La final să urmărim prognoza meteo pentru următoarele zile. Miercuri vremea va deveni general frumoasă și se va încălzi ușor în toate regiunile, astfel că în cele vestice și sudice va fi local călduroasă. Cerul va fi variabil, cu unele înorări în nordul și centrul țării, unde pe arii restrânse se vor semnala averse slabe. Joi vremea va fi călduroasă în vestul și sudul țării, izolat caniculară la amiază în lunca Dunării, iar cerul va fi variabil ziua în regiunile estice și sudice, precum și în zonele montane aferente, unde cu totul izolat se pot semnala averse slabe și mai mult senin în restul teritoriului și al intervalului. Vineri vremea va continua să se încălzească ușor, astfel încât va deveni călduroasă la amiază, cu o maximă termică de 32 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab la moderat. La munte cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. După amiază izolat vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla slab la moderat. La știrile din sport vedeți ultimele noutăți din fotbal și basket feminin. ACS Poli Timișoara a debutat cu o înfrângere în prima ligă, formația bănățeană fiind învinsă pe teren propriu, scor 0-1 de Pandurii Târgu Jiu. După o primă repriză anostă, partea secundă a debutat cu eliminarea fondașului Gabriel Cânu de la gazde, acesta primind cartonaș roșu în minutul 49 pentru o intrare dură la Mihai Roman. 5 minute mai târziu, oaspeții au stabilit rezultatul meciului la o lovitură liberă de la 20 de metri, executată de Mihai Răduț. Mijlocașul a șutat direct în bara transversală, apoi
Forții Apărate de Chișeni, de unde mingea a deviat în plasă. În minutul 59, antrenorul Dan Alexa a fost și el trimis în tribună pentru proteste. A fost singurul meci al primei etape care nu s-a încheiat la egalitate. Un meci în care am controlat o primă repriză, am arătat un joc consistent, Pandurii nu au avut absolut nicio șansă, nici noi am avut situații clare. Am întâlnit o echipă care s-a apărat foarte bine, dar am fost periculoși prin șutul de la distanță, prin anumite centrări. Eu cred că totul s-a rupt la acea eliminare și pe lângă acea eliminare, din păcate, chiar am primit gol la acel fault. Practic am început repriza a doua de la 0-1 și în 10 oameni. Era destul de greu, așteptam șansă, o fază fixă. Am avut această situație prin Zicu. Din păcate n-am marcat. Eu sunt mulțumit de jucătorii mei, au făcut un meci bun, în multe momente, până la eliminare, unde din momentul ăla e alt meci. În ciuda jocului mai puțin estetic și cu mai puține realizări, pentru că e normal încă echipele își caută ritmul, încă nu este tonus, au demonstrat ambele că și-au dorit suficient de mult să câștige jocul. În plus, sigur, aș pune mai mult accent pe proprii jucători, îi felicit pentru rezultat, în mod special. Ca o concluzie, după prima etapă, vedeți și dumneavoastră că pauza foarte mică a afectat, pierdem din calitate, în mai puțin de 10 zile de vacanță nu te poți regenera nici din punct de vedere mental, dar emite fizic. Ne pare foarte rău pentru oamenii care au venit la stadion, ne-am dorit foarte mult să începem cu o victorie, dar cum a început repriza a doua, a fost acel șir de evenimente cu fault, avantaj, fault pe 16 metri, cartonaj roșu și gol în aceeași fază, după care a fost foarte, foarte greu să revenim, mai ales că după alte 10 minute un jucător de-al nostru, mă refer la Scutaru, capitanul echipei, s-a accidentat, nu mai aveam nici schimbări, deci am jucat în 8 această partidă în ultimele 25 de minute și era foarte greu ca să reușim să egalăm. Nu știu ce ni s-a întâmplat, am început rău a doua repriză, am început o moale, am mai picat și acel roșu, a lăsat avantaj puțin, a dat fault pe 20 de metri și când se întâmplă toate, se întâmplă și a mai ieșit și gol în acea fază. Am încercat după aceea, a mai apărut și problema lui Scuti, accidentare, am jucat în 8 oameni de câmp, am încercat, am dat tot ce am putut, ne pare foarte rău pentru public. Le mulțumim foarte mult că au venit. Îi așteptăm și la meciul următor de acasă, fie alături de noi și le promitem că mergem la CFR să venim cu cele 3 puncte. Da, cred că datorită noului sistem va fi un campionat mai echilibrat decât a fost în ultimii ani. Vor fi jocuri mai puternice, echipele sunt mai puține și majoritatea s-au întărit cu jucătorii mult mai buni. V-am zis, ne dorim să personal ca Pandurii să termine în play-off, iar restul echipelor să arate un fotbal frumos și lumea să înceapă să vină din nou la stadion în România, pentru că oarecum suferim la acest capitol. Etapa următoare, ACS Poli va juca în deplasare cu CFR Cluj, iar Pandurii acasă cu Steaua. În ultimele zile, clubul UTA a reușit să întărească lotul echipei antrenate de Roland Nagy pentru sezonul din Liga a doua. Primul anunțat de gruparea arădeană a fost atacantul Marius Curtuiuș, fostul bistrițean semnând pentru 3 ani. Cel de-al doilea este Ionuț Radu, care a evoluat sezonul trecut ca vârf de atac la Național Sebiș. Jucătorul de 24 de ani are o carieră interesantă. Punedoreanul, promovat de Corvinul, a evoluat încă din perioada junioratului în Italia la echipele Padova, Chievo și Palermo. A fost apoi jucător în Republica Moldova la Rapid Chișinău și Nistru Lotaci. Revenit în țară, a mai jucat la FC Hunedoara, CS Oșorhei și Metalurgistul Cugir. La mijloc, antrenorii l-au testat în primul amical al pregătirilor pe Zoran Radu, jucător venit de la fosta adversară Mama Mia Becichere Cumi. Tot la meciul disputat în Ungaria a mai apărut portarul Loran Sechei de la Unirea Dej. Înaintea plecării în cantonamentul de la Stâna de Vale, oficialii clubului au ajuns la un acord cu Zoran Radu, care a semnat cu UTA pentru 3 ani, la fel ca și portarul Loran Sechei. Valorosul mijlocaș Sorin Strătilă și-a prelungit cariera la gruparea arădeană încă un sezon. Oficialii clubului au încetat negocierile cu atacantul Soboș Sechei și mai așteaptă să transfere un mijlocaș ofensiv. O altă modificare a apărut și în lotul antrenorilor. Fostul internațional Adrian Ungur va fi antrenor secund la UTA 2, unde Dan Stupar va fi principal, iar Francis Tisa șef coordonator. Yeah.
Echipa de basket feminin, Universitatea Goldi și Cimarad, are continuitate doar pe banca tehnică pentru sezonul următor, lotul urmând să sufere schimbări majore. Conform site-ului de specialitate totalsport.ro, antrenorul portughez José Arruio a semnat un nou contract cu gruparea basketbalistică arădeană. Tehnicianul de 43 de ani este la al treilea angajament consecutiv. Cu José Arruio pe bancă, echipa arădeană a cucerit Cupa României în 2014 și Liga Europei Centrale în 2015. Schimbări masive se produc însă în lotul jucătoarelor, unde cele mai importante componente sunt deja anunțate la alte echipe. Dacă în urmă cu câteva zile Monica Engelmann a ales Slovacia, ultima informație apare din Franța, unde canadianca Catherine Plouf, cea mai bună recuperatoare din lot, a semnat cu Nantes Reza Basket. Cea mai bună marcatoare, americana Megan Simon, a semnat cu echipa italiană Aqua e Sapone Umbertide, acolo unde a ajuns și Umi Agubiade, fosta jucătoare de la CSU Alba Iulia. De remarcat că, tot în această vară, au mai plecat Hanna Demeter la Phoenix Galați și Alina Crăciun în Franța. Nu se știe încă situația celorlalte jucătoare din lot. Monica Broșovski, Adela Mercea, Andra Manea, Olena Zambrusca, Laura Brunfield, Diana Vidican, Suzana Milovanović, Irdi Conog și a celor două împrumutate sezonul trecut, Diana Moraru și Luminița Manta. O fostă jucătoare a grupării arădene, americanca Chrissy Givens, va juca în Turcia, la Botaspor Adana. Ea a plecat de la CSM Târgoviște, unde sunt mari probleme financiare. Monitorul a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc vizionare plăcută în continuare la Vest TV Regional. Eu vă spun acum la revedere!